Hai, salut și bună dimineața, dragii mei! Da, despre semaforul din spate era vorba. Așa. Despre semaforul din spate. Despre semaforul din spate era vorba. Acum, temporar ăsta o să fie decorul. Stai să văd unde pot să dau, să fie full screen. Ia să văd asta. Momentan așa o să fie decorul. Guten Morgen, Guten Morgen. Dai. Nu. Avem și intro. Bă, cinstim o bere pentru casa noastră, urmâna corexilule. Te pup, băiatule. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Sănătate, sănătate, corexilu. Mersi, fain, bă. Ne-am mutat duminică. Și eu am lucrat luni și marți. Au venit niște prieteni, mi-au ajutat cu montatul, cu căratul. Și am mai avut câteva de montat și așa. Te pup corexile. Te pup corexile. O să facem și un tur, o să facem și un tur cândva, dar nu acum. Acum numai am vrut să dau informația. Suntem mutați, suntem bine, o să mergem peste weekend la România. La botezul lui lui Vladimir, am devenit unghi. Bună dimineața, bună dimineața. Și după aia ne întoarcem, cred că marți. Marți ne întoarcem. Și atunci cred că o să trebuia să procur un cablu de net mai lung și o să duc în pivniță. În pivniță, am o cameră în pivniță care e ideală ca și cameră de gaming. Bună dimineața, dragii mei. Bă, dar sunteți vreo doi și așa dimineața. Nu știu dacă lucru vă permite să intrați. Nu știu dacă pur și simplu sunteți acăsică. Vreau să testez ceva. Aici avem fibră optică. Aici avem fibră optică și cel mai mare pachet de la Vodafone l-am luat de 100 de mii de megabytes. Nu, 100 de mii de megabytes, parcă. Download și vreo 50 de megabytes upload și de vreo 10 ori mai bun decât ce am avut până acum. Și vreau să îi dau așa să văd dacă la ce calitate merg sau dacă am putea să-ți spune. Cred că am pus pe 1440p să meargă. Cred că l-am pus să meargă pe 1440p. Așa. Ia să vedem dacă cum. Ok, că mi-e tinută, nu se vede mai bine. Nu, 1080p. Deci tot așa. Nu mă lasă YouTube-ul mai mult. What the fuck, bă?
Deci OBS-ul cu 15.000, cu 15.000 de kilobytes, adică 15 mega. Mere de aici, de ce nu? E 1440. Să fac și ceva din setă de la YouTube. Eu lucrez la Vodafone, vând fibră, mă bucur. Bă, mi-ar fi plăcut și la fosta locuință, doar că acolo nu a fost decât VDSL disponibil, adică sârmă de cupru. Noi acum că plecăm în România și nu știu dacă o să mă întorc peste 4 zile, o să ne trebuiască un voucher armă. De la 999 la 700, o pagină de echipament. Cred că o să încercăm misiunea și pe aia o să dăm cu 200 de astea în plus. Da, bă, cu sticla de negoț și cu cașmirul și cu ăsta s-o agitat spiritele un pic din câte am văzut. Da, s-a rezolvat până la urmă, să-mi iau pe 15 sau să... Cred că mai ieftin aș ieși să-mi iau pe 15 decât să dau 8 voni pe un voucher armă. Și dacă mi-aș lua pe 15 aș fi... Aș fi încă în cărți. Că nu stăm atâta. Deci numai să nu mă expire că e cu bucluc skin-ul ăsta. Hai să luăm așa. Ia să vedem cât e, unde găsesc oare bonus costum. Oare la costume altele? R.A. Per bonus costum. Bam. Un von și 25. Deci mult mai ieftin ies. Aș ieși la 4 voni cu totul, să zicem. Decât 8 voni pe 30 de zile. Ca să fac 30 de zile, aș ieși 4 voni, deci e ok. Hai să punem bonus. Cred că mai am un transfer bonus, da? Și atunci am scăpat de o grijă, mare grijă. Ohoho, salut Mircea Mateș, KTMS. Bună dimineața, da, David Lup, și-a te pup, Aline. Mulțumesc, Alinu. Toți cei care m-au ajutat la mutat o să fie invitați la un grill, la un grill party undeva pe la mijlocul lunii mai. Vedem, nu știu exact când și cum. Pe la mijlocul lunii mai. Mătățește piatra, dar hai să facem un call rapid. Să nu uităm de like pentru algoritm, zice GeoXT. Aoleo, grill party, nu, serios, bă, deci e o diferență. Deci e o diferență față de cum am locuit până acum. Casă e o diferență mare. Fetele numai țopăie, numai urlă. Deci le place. Avem grădină. Deci e cu totul altceva. Mai să găsim o grădiniță. Deci avem o grădiniță aici la 100 de metri de noi. Dar nu mai au locuri. Deja am trimis mail. Găsim și o grădiniță pentru fete și totul va fi bine. Te-ai mutat înapoi în RON? Nu, Draker. M-am mutat cu lucru de la 1 aprilie în Neumarkt, in the Oberpfalz, un orășel mai mic. La 50 de kilometri de Nürnberg și am făcut naveta o lună și acum de la 1 mai ne-am mutat în Neumarkt, am găsit o casă. Casa e de vânzare, e ceva peste bugetul nostru, dar să vedem ce sunt, nu știu ce se întâmplă. Ai loc mai mult, ai curte? Am. Am curte, am terasă, trei băi, pivniță, șemineu, și mare, 122 de metri pătrați, mare vis-a-vis de cum... De unde am stat. Și na, băi, avem mai multe băi, avem garaj,
Garajul e o mană cerească. Pentru cine stă în Nürnberg, știi, Alinu, știi cum e, fără parcare, garaj. Și, opa, la ISO. La ISO, de ce am la ISO? Așa. Așa. E fain, o să avem și alte posibilități. Deci avem aici la 50 de metri. Stăm colțul și avem o potecă ca și prin pădure, cu lac, cu nu știu ce. Și centru e la un kilometru. E la un kilometru de noi. Și clinica unde lucrez iarăși la un kilometru de noi. Deci e genială. Trebuie să dau transfer bonus. E genial. Genială locația. Stai că trebuia să scot ăsta. Deci transferăm ca să nu îl pierdem, că da, cum ziceam, plecăm un pic la România. Punem sursa aici și tinta aici și ne iese 14 zile, 23, 10 pătrunzătoare, 10 critică, 1000 PV, doamnelor și domnilor, 1000 PV. M-am mutat, da, Cosmine. Bam. Mai asigur o dată. Ok, avem, îl avem, petul trăiește, vânzări am făcut, n-am făcut, ia să vedem. 218 milioane, mai avem aici câte ceva. Ok, hai să facem și cioabele. La 25 de km de mine, uite, Sergio, atunci, hai și tu la grill party. Te invit și pe tine la grill party. Unde stai? Prin Pierbaum, ceva de genul? Sau depinde în ce direcție? Am primit mai multe mesaje, persoane interesate de scutul meu cu 15. Nu mai văd semafor, da, mi-e cea mai... Bă, am vrut să fac ultimul live, să plătim un ultim omagiu semaforului, dar nu s-a arătat, am fost rupt în freză, obosit, copiii agitați, au simțit și ei că urmează să ne mutăm, schimbare, nu știu ce, a fost super sub și nu am reușit nicicum, dar asta este. Vă puteți uita la live-urile mai vechi, unde se vede semaforul. Dacă e ăsta, cumpărăm un semafor și îl pun aici în spate sau îl pun în camera de jos, care o să fie de gaming. Și da. Dar nu cred că o să ducem așa tare lipsa semaforului, nu? Nu cred. Așa tare nu o să-i ducem lipsa. Cum ți-ai pus camera așa pe oval din OBS? Păi mi-am făcut un skin în Photoshop. Mi-am făcut un skin, un frame în Photoshop și ăla l-am pus pe ăsta cameră prin filters, parcă e. Găsești tutoriale pe net câte vrei. Scrii rounded webcam, how to rounded webcam, ceva de genul și... No problem. Nazarul mai avem 23 de zile, deci am avut 60 de zile de nazar, am folosit poate, hai, cu indulgență 3. Folosit 3 zile de nazar. Acum e roată, dar am auzit că este foarte păcătoasă această minunată roată. Sau mai e, nu mai e roata, a scos roata, a fost păcătoasă. A scos roata, tombulă. Scos-o. Poți ceva roată, nu? Ma, cred că o scos-o. Ce ai? Sau nu a fost roată, sau mi se pare? Taci-mă, că a fost roată și o scos-o.
Mulțumesc, mulțumesc. Am încercat să o pun și în picioare, am avut-o câteva live-uri să văd cam cum ar merge. Da, ești printre puținii care au remarcat că sau care le-au sărit în ochi. Poate toți au remarcat, dar puținii interesează. Adică colțurile protunjite, ai altceva așa. Care are și produse românești în Neumarkt. Mixmarkt? Mixmarkt? Cred că știu. Am fost de mi-am luat ce am luat? Fruity Fresh. Am luat Fruity Fresh și am luat și un tort, o marlenca. Le-am dus la colegi că marți au fost 3 mai și în 3 mai am fost eu născut. Tot într-o zi de marți acum 34 de ani. Și da, am dus la colegi un pic. Am luat Nazar 15 zile din 3 învârtiri. Bravos! Bravos, boss! Felicitări! Da, știu, am fost și cunosc Mixmarkt-ul din Nürnberg. Că tot mai luăm de acolo cărnuri. La cărnuri sunt foarte buni. Și da, și produse românești, gen salată de icre, cașcavalul și de astea. Nu prea am mai văzut de aia, te-am și întrebat. Mulțumesc, mulțumesc. I-am văzut la nu știu ce streamer și am zis, what, trebuie să încerc și odată, tati. Ce faci? Ai făcut bagajul? Cred că am făcut mami bagajul. Merge un pic afară, dar trebuie să stai. Face și vezi, da? Și cu Oliver poți, tati, da. Și scumpi ai naiba în orașele mari. Bă, păstă tot e scump și totul s-a scumpit și bă, zi ce trece, mergem la cumpărături, ai de capul meu. Deci, când cumpăram, când făceam cumpărături mari, gen pe 2 săptămâni, luam de 150, 60, 70 de euro. Și acum, dacă luăm așa, suntem undeva la 250 de euro. Deci un cărucior, de fapt aproape două cărucioare cu no, chestii. Deci s-au scumpit toate, ai, 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 ai. De ce bați boșii din ocean? Nu bat boșii, vreau să merg la ăsta. Sau de ce băteam boșii? Pentru că îmi dropează și luam și eu la side event-uri. Acum vreau să găsesc copacul să merg la în ocean. În pădurea fermecată. Salut, Joseph, da. M-am mutat, am lăsat ăsta în urmă. Semaforul în urmă și m-am mutat la verdeață, ne-am mutat la verdeață. Hei, Oliver, să nu umbli cu șurub. Deci ăsta, Oliver, o să fie mare meșter, mare meșter. Sper mai să nu fie meșter strică. Le place, îi place să tot ce e așa. Are el degețelele lui și tot acolo meșterește și el. Băi, eu mai am de aia, mă, să găsești boșii, ia să vedem. Ia să folosim una că putrezește aici. Putrezește în inventar. Uite, pas gardian, bam. Ia să vedem. Unde este gardianul? Unde este compasul? Aici, bam. Deci încolo înseamnă... Acolo, sus oare? Ia să vedem. Când ajungem acolo, e futai. Da, mergem. Mergem și îl găsim, nu? De cât timp stai în Germania? De 10 ani, de 10 ani, Pink Lizard. De 10 ani stau în Germania. Cred că așa pe sus e intrarea mai bună. Hai să ne mai asigurăm, adică nu ne mai asigurăm că e acolo.
Un coș rezonabil, doi studenți cu mâncare pentru o săptămână ne duce la 600-700 de lei și nu dau banii pe prostia aia de viață. Bă, o să vină vremuri super, super dificile, super, super grele. Sper să trecem peste, nu știu ce să zic. Sper sincer să trecem cu bine peste, cu toții și... Bă, europenii, europeni, nu știu, nemții aici, bă, sunt obișnuiți cu consumul. Consumul să fie, să fa... Am fost ieri la Obi, un pic plin Obiu. Să luăm, nu știu ce am luat, ceva, capuri de duș și de astea. Plin Obiu, ochi. Plin ochi. Hai să vedem aici și dacă nu mergem jos. Aici noi, înseamnă că aici jos sau în mijloc, să vedem. Și oriunde mergi, plin, pline terasele. Nu, înseamnă că îi în mijloc, ia să vedem. Un coborâm acolo, ia să vedem pe aici. O să mai văd o dată. A, nu, acolo e în colțul ăla, bun. Bine că m-am uitat, altfel ne plimbam iarăși în cercuri. Ai cetățenie tot? Nu am cetățenie. Nu am, că nu am aplicat, nu am nici B2-ul. Nu am dat nici de B2, eu știam germană când am venit și nu m-am ocupat de asta, dar am de gând să aplic pentru cetățenie în viitorul apropiat. Cel ultimul membru al familiei, Oliver, el e cetățean neamț. El a primit-o direct de la naștere, pentru că trebuie să fii de 8 ani, cred, în Germania. Știi? Și când ai copii și primești cetățenia automată, fetele la mijlocie au mai lipsit jumătate de ani și n-au vrut să-i dea. Deci eram de 7 ani jumate sau așa și n-au vrut să-i dea cetățenie. Și ăsta micul are, neamț, primul neamț din familia Hanci. Și cred că o să, adică cred că sigur că o să aplic și eu pentru cetățenie. Nu știu dacă o să se mai poată cu dublă. Nu o să mă intereseze așa tare dublă, dar nu știu, e ciudat. E ciudat. Alo, noi e saus. Ia pilo, danke dir. Noi e saus. Noi e saus, noi e job, noi e glück. Păi ce treabă să aibă o familie dacă muncesc amândoi? În momentul de față doar eu muncesc, Carla, no, 3 copii. Dar în curând o să meargă și micul la grădi și atunci o să schimbe placa. Atunci o să se schimbe placa, tot ce o să câștige Carlos o să fie, îți dai seama, numai pe plus. O să fie numai pe plus, bani de pus deoparte și no. Altfel o să arate finanțele. Da, de ce am eu ăsta trăsă? Bă, să nu umbli la fire acolo, tati. Auzi? Te rog să nu umbli acolo. Hai de acolo că merge și Oliver, tati. Evelyn, hai de acolo, tati. Dar ce pică cioabele la campionul fel, păi... Pică. Pică bine, adică, no. De ce n-ar pica? Asta era ultima hartă. Până la un moment dat, știi? Acum, de ce să schimbe drop-ul? Pică bine, adică 10 minute fac și, uite, cu fără kelpie. 10 minute fac și, no, sparg metine, nu mă strofoc să fac expre astea, știi? Deci eu numai spar metine și... No, mai iau și ce pică de la metine. Mai dăm de mâncare la pet. Una alta.
Cu ce te ocupi acum? Cu același job pe care îl fac de 6 ani și ceva, asistent tehnic, sterilizator, deci eu mă ocup de tot echipamentul medical din spitale, ce înseamnă dezinfecție, împachetare, reparare, sterilizare, deci tot ce ține de instrumentele medicale, produsele medicale folosite în sălile de operație, eu le pregătesc pentru următoarea operație și mă asigur că totul funcționează, totul e curat, totul e aranjat, totul e cum trebuie. Am făcut niște cursuri de specializare pe treaba asta, încă nu e recunoscută ca și meserie, dar se lucrează la chestia asta. Să fie recunoscută ca și meserie, trebuia să faci 3 ani de facultă pentru asta. Și da. Deci lucrez pe același domeniu, mi-am schimbat angajatorul, ăsta e al treilea angajator, contract de stat. Unde am lucrat prima oară au fost în Nürnberg, am fost 50 de colegi, lucram 24 de ore, era schimburi, adică schimburi și de noapte și ăsta, nu știu ce. După aia am schimbat în orașul vecin, Fürth, unde am fost 20 de colegi, fără schimb de noapte. Și acum am schimbat în Neumarkt, unde suntem 10 colegi. Și iarăși schimburile sunt fixe, deci am practic un schimb toată luna, except în 3 zile. 3 zile am schimb până la 8 seara. Și weekendul aici înseamnă 4 ore o zi, sâmbătă sau duminică, deci practic o zi pe lună lucrez în weekend de la 1 la 5 după masa. Și 10 colegi și dacă gândim un pic logic, asta e visul oricui, mai mulți bani și mai puțin de lucru. De? Și mai mulți bani și mai puțin de lucru. După numărul de colegi îți dai seama cam, știi? Și am absolvit o lună de lucru, am fost, e ok, e frumos, e plăcut. Și da, ai făcut treaba cu berea. Bă, nu, dar acum, uite, peste weekend o să fim în România și o să-mi iau niște beri Neumarkt. O să le duc aici, o să-mi fac la intrare în oraș lângă pancartă cu berea Neumarkt în mână și lângă pancarta cu Neumarkt de Oberpfalz. Ce o să fac? Am fost și am și mâncat. Aici de astea e o fabrică de bere aici, Gänsebrau cred că e. Ceva cu gâscă are de-a face. Berăria sau distilăria gâștei. Și sunt făcute în oraș așa pundial, și făcute 3 restaurante, ăla de jos, ăla din mijloc și ăla de sus, știi cum îți pădeal, vai de cam, și am fost ăla de sus, când marți după lucru am fost ăla de sus și am mâncat acolo un ciolan ca lumea de porc, am postat pe Facebook. Și am băut și două beri, am lovit și două beri. Sunt faine berile. Mă amintesc de Zindorfer, de o bere de lângă Nürnberg, de la un sătuc orășel de lângă Nürnberg. Foarte plăcută bere, foarte plăcută. Bere normală, de că de mult am mai băut bere normală, știi? Numai cu bere de asta, în ultima vreme am fost cu, cum îi zice, nu PLL, PLL, cred. Da. Ești la stat? Da, sunt la stat. Deci numai în Nürnberg, la primul angajator, nu am fost la stat. Acolo am fost la service. Și da, după aia am furt, am schimbat la stat și acum sunt tot la stat. Și tot la stat, tarif public. TVÖD, după ăla mi-au banii, garanția cu în fiecare an crește cu, nu știu, între 0,8 și 2%, gen. Sunt foarte multe avantaje.
Numai de fiecare dată și asta e cel mai dureros, să-ți lași colegii în urmă, știi? Știi? Cu care, nu, ai trecut prin greu, te ajut să spargi metinele. Mersi. No, și asta e cel mai, știi? Că sunt oameni cu care nu te-ai înțeles, cu alții te-ai certat, știi? Ați mai făcut o glumă, ați mai făcut o boacă, ați mai ceva și nu. No. Asta e cel mai așa. Acum, o părere sinceră, e cu mult mai bună berea în Germania față de aia de la noi. Băi, eu cred că Germania are cea mai veche tradiție în cultura și arta berii și nu știu dacă e o țară cu mai multe fabrici de bere ca și Germania. Păi numai cât hamei are pe aici, pe oriunde mergi sunt malanuri de hamei. E gen. Deci eu consider berea nemțească net, deci ai o diversitate pe care în România nu cred că o găsești. Eu cred că găsești diversitatea asta în România, bă. Atunci salariile sunt publice. Păi e public tabelul de tarif. Da, ăla e public. Dar cum ești încadrat depinde de fiecare, știi? Salut, Liviu Adaus, te pup. Din ce zonă ești a Germaniei? Până de curând am locuit deci chiar la început am locuit în Fürth, după aia am locuit în Nürnberg și acum locuim în Neumarkt in der Oberpfalz, care e la 50 de kilometri de Nürnberg. Vopsea gri, nu. Zui că e un dioxid de titan. Păi și în Germania e foarte, nu știu cât e berea pe cap de locuitor, știi, cât să bea pe an. Și e o lege aici, practic, nescrisă, cât dai o bere, știi? E mai bine cotată munca la stat sau în sistem privat? Bă, în sistem privat e cu două tăișuri, știi? Că în sistemul privat, dacă nu ai de lucru, gen, știi? Sau dacă se întâmplă ceva și tu nu ai de lucru pe jobul tău, atunci poți să facă ce vrea cu tine, adică să te pună să speli WC-uri, știi? Ca să nu stai degeaba. Că la sistemul de stat e un pic altfel, nu te pune să speli WC-uri, știi? Dacă nu-i de lucru, nu-i de lucru, se la vii. Și nos, la privat, de faliment, te-ai dus, știi? Ce faci? Și la stat nu prea dă statul faliment, gen. Adică mai ales sistemul medical, na, unde lucrez eu. Cu Titan plus 9, 12 putere, 15 corpolar, cu sexy, și un scor la el. Și un scor. Poate îl combinăm acum. Trebuie să vedem să-i dau și o sticlă. Cum e cu shift, îi să-i dau și eu să-i arat un scut. Shift sau control? Care e să dau scutul și eu să vadă? Să fac fereastra mai mare, cred. Alt, ok. I-am dat și eu pe-a meu. 10 semi-om, 15 corporal, 50 valoare atacului magic. Am mulți interesenți de acest scut. Suntem cam prin aceeași alt, mulțumesc, mulțumesc. Da, frate, și cât poți să iei la stat? Maxim 3.200, maximul ceru. Maximul ceru, Stan Adrian. Maximul îi ceru, limita este ceru. Stai așa. Stai așa, stai să găsim un tabel. Hai să găsim un tabel să vedem cât poți câștiga la stat. FVD. 20, 20. No, uite, hai că am găsit tabelul, imediat ne uităm peste ea. Numai să terminăm cioburile și ne uităm peste tabel. Vezi cât poți câștiga la stat. Ah, s-au terminat cioburile, cred că am terminat cioburile, ok.
Bă, dar sunteți vreo doi în această minunată dimineață. Bine ați venit și vă mulțumesc că dați pe aici, că mai lăsați un like din când în când, mai un jurătură, mai un nu știu ce, mai un Luigi te în gură. Îmi plăcea să vă bă, somnule, îmi pare rău. Îmi pare rău, uite, acum temporar o să fie ăsta. Da, un pic de grădină, acolo e terasa și aici ai grădină, avem și o căsuță în grădină, să se vede. Uite, acolo se vede acoperișul de la căsuță. Acolo, un pic, din acoperișul de la căsuță. Fain, un feature ce îmi place mult. Rolouri electrice, asta e. Șemineul e forță, l-am încercat, am făcut un pic foc în el. Vezi din cadru. Ia uite, tati, trebuie să-l faci sus. Mă apasă pe ăla, așa. Apasă și pe ălalalt. Mă, nu, gata. Merge. Deci e altceva. Ok. O termina cu asta. Bună, salut, Laura. În liceu tot timpul ziceam la Laura, dar nu mai zic. Probabil știi. Creme de la creme direct. Păi, creme de la creme, no. Casa nu-i în condiții. Hei, nu mai deschide. Hei. Casa nu-i nou-nouță, nu-i, știi, în cea mai bună stare, dar, no, cu mici reparaturi și de astea o să fie excelent. Adică, no. Locuibilă, știi? Locuibilă. Avem trei băi. Da, tati. Trei băi. Două aici în apartament, una în pivniță. Deci cu toaletă, duș, chiuvete, nu știu. Nu zic. Anixapule, salut. Sănătate, Vanila. Despre ce e vorba, Dio, semafor? Este vorba că m-am mutat și nu mai am un semafor în background. Cum aveam în Nuremberg și acum mai multă natură, gen și așa. Despre asta este vorba și am vrut numai să fac un live scurt în care să anunț că suntem bine și că o să fim peste weekend în România, în Arad. Și ne întoarcem la mijlocul săptămânii viitoare. Întâmplarea a făcut că așa am primit concediu. Eu venind, începând în aprilie aici, un nou job. Tot concediu care mi l-am scris nu a putut să mi-l acorde pentru că erau alți colegi. Aici e și mai greu cu concediu pentru că fiind numai 10 colegi, știi? Nu poți să lipsească mai mult de 2, cred că. Nu poți să fie mai mult de 2 simultan în concediu și de aia mi-am luat așa cum am primit acum. Și s-a întâmplat să primesc în mai și putem să mergem la botezul lui Vladimir. Lui nepoțelul. La botezul nepoțelului. Așa. Așa. Acum și facem level la pet. Acum și că facem level la pet. Da, mai un picuț. Ok, deci am făcut skin-ul. Hai să ne uităm acum în încheiere cât poți câștiga la stat. Dacă nu mai scriu nimic, m-a prins profa că stau pe telefon. O, la școală, salut, crocodile, te pup. No, stai să văd, display capture, endgel, tabele, TVED. Stai așa, ok. No, suntem la endgel, tabele, TVED. No, uite aici ai cât poți să câștigi la stat. Începând din 1-a 4-a până în 31-a 12-a 20-22, din 1-a 1-a 20-23, iar să măresc tarifele. Deci poți câștiga de la cel mai puțin 2.500 euro brut până la 8.000 de euro brut. No, și astea sunt treptele de, în care ești încadrat, eurile. Și când începi un job nou,
începi în prima treaptă. Sunt 6 trepte în total. Ca să treci din prima în a doua, trebuie să ai un an, din a doua în a treia 2 ani, din a treia în a patra 3 ani, 4 a 5 a 4 ani și 5 ani ca să ajungi în așa. Deci vreo 15 ani îți trebuie să avansezi până la salariul maxim. Și vedeți aici salariile, cât ajungi după 15 ani. Deci pe mine m-a luat să recunoaște toată experiența pe care o ai și așa. Și... și da, după inimă, după noroc, după moacă, după experiență, ești încadrat cum ești încadrat și de aici poți să-ți iei salarul. Mă refer, pentru ce ai făcut tu curs, nu e 8.000, bă, nu iau eu 8.000 brut. Am zis eu că iau eu 8.000 brut, nu iau 8.000 brut. La ce nivel știai germană când am plecat? La nivel conversațional, ca și acum. Am învățat-o de la televizor singur și da. Tu la ce salariu ajungi? Nu pot să-ți spun, Sorin. Câtă experiență ai? 7 ani. 7 ani de experiență. Păi vă arat, știi la ce nivel poți să ajungi. În sistemul de stat, în spital. Până la 8.000 de euro, doctorii. La banii ăștia mai s-au dus, au adăugate și sporuri. Okay. Mai e câteva sute sporuri. Bună ziua! Ce doriți? Ce aveți aici? Un căluț? Un căluț. Mergem pe afară. Hai să ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm și mergem pe afară, da? Hai. Ce am auzit că vii la botezul lui Dominic Alexandru Crocodile. Să-ți trăiască, să-ți trăiască la mulți ani, da? Nu. Nu o să pot, boss. Nu pot să... Nu pot să ajung. Chiar o meriți, frate. Nu. 8.000 deja e foarte, foarte mult. 8.000 e deja foarte, foarte mult. Te rog, tati, să nu umbli. Dacă mi-am schimbat de la mouse. Wow! Deci uite cum îmi schimb scena de la mouse. A fost aici? Nu aici? Nu mai mere. Nu mai mers. Bun. De la mouse. Nu, dar am un salariu pe ăsta medie. Deci nu merg la nepoțelul meu, la Vladimir, că așa s-a arătat și a primit concediu și da. Hei, te rog să nu umbli, tati. Te rog să nu umbli, da? Da. Mi-o stins mijlocia, mi-o restartat calculatorul, cred că mai continuă, o continuat, ok, nu umblu, promit, am umblat fix unde trebuie, da, ok, vrea numai să închei, dragii mei, și să vă mulțumesc că mă urmăriți, să vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem săptămâna viitoare. Sper să apuc să filmez ceva sketch-uri prin România. O să fie super interesant. Și ne vedem. Rămâneți sănătoși. Vă pup, sănătate multă. Ciao, ciao. Și nu uitați. Nu uitați. Urmează per nou, lui. Eu... greșeală nevinovată, nu pot să o cerți. A încheiat ea micuța de ea. Vă mulțumesc frumos, vă pup, sănătate maximă și Doamne ajută. Ciao, bau!
Metin 2 te așteaptă cu o mulțime de servere permanente, speciale și temporare ce îți satisfac toate dorințele. Creează-ți un cont chiar astăzi și alătură-te prietenilor tăi în lupta împotriva forțelor răului pe serverul visurilor tale. Metin 2. Joacă gratis acum!